Acesta este noul Mercedes-Benz GLC. Iar în acest clip vreau să vă prezint cele mai importante noutăți cu privire la cel mai bine vândut model din gama Mercedes-Benz, la partea tehnică a acestui model care este un plug-in hybrid și o să vorbim bineînțeles și despre prețuri. Noul GLC vine cu un design evoluționar, un pic îmbunătățit față de modelul precedent putem observa că pe generația nouă farurile sunt acum conectate direct de grila masivă frontală care are bineînțeles în stilul deja devenit consacrat mici semne ale săgiților argintii Mercedes-Benz embosate în ea. Tot în partea din față putem observa noile faruri pe Mercedes-Benz GLC care folosesc acum Opțional, tehnologie Digital Light, cum avem și noi aici de față. Poți să-ți dai seama de acest detaliu după culoarea albastră din interiorul farului. Iar aceste faruri au 1.3 milioane de micro-oglinzi în interiorul lor pentru o precizie uriașă. Așadar, în total, pe un GLC vei avea 2.6 milioane de micro-oglinzi pentru proiectarea luminii pe șosea și în jurul mașinilor din fața ta. În ceea ce privește dimensiunile, noul GLC nu s-a modificat foarte mult, este acum un pic mai lung și un pic mai lat decât mașina pe care o înlocuiește și... Este mai jos cu 16 mm pentru a îmbunătăți coeficientul aerodinamic. Pe modelul de față avem jante de 19 inci parte din pachetul AMG, dar e bine de știut că pe GLC poți să ți montezi jante de la 18 la 20 de inci. Zona din spate este de o importanță mare pentru noul GLC, pentru că are câteva lucruri noi. Pe lângă designul îmbunătățit cu aceste stopuri redesenate, vorbim despre o suspensie pneumatică pentru puntea spate care vine în standard pe modelele plug-in hybrid și opțional pe celelalte, precum și posibilitatea de a adăuga o punte viratoare spate, cum avem și noi pe această mașină. În acest caz, roțile spate pot vira până la 4,5 grade la viteze de până la 60 de km pe oră în direcția opusă roților față și în aceeași direcție cu roțile față dacă depășești 60 de km pe oră Pentru că vorbim de un model plug-in hybrid Aici în spate avem depozitată bateria pentru deplasarea pur electrică Iar asta înseamnă că portbagajul are un pic de suferit Spațiul rămas fiind de 470 de litri Pentru că ampatamentul a crescut cu 15 mm comparativ cu versiunea anterioară Pe noul GLC ar trebui să ai mai mult loc în zona din spate și dacă ai undeva în jur de 1,8 metri înălțime, vei avea loc atât la picioare cât și la cap fără niciun fel de probleme în noul GLC. Scaunele față au și ele un contur. Nou sunt super confortabile la drum lung, așa cum am observat de-a lungul celor câteva zile în care le-am experimentat și oferă foarte multă susținere laterală. Aici le puteți vedea într-o combinație de piele cu alcantara. Fiind un model complet nou, bineînțeles că planșa de bord trebuia reconfigurată să fie în linie cu modelele recente Mercedes-Benz, iar în interiorul lui GLC vei găsi cam același design ca în cazul lui Mercedes-Benz c class Vorbim de un ecran de 12 inch pentru sistemul de multimedia aici montat central, precum și un ecran de 12,3 inch care funcționează pe post de instrumentar de bord. Calitatea asamblării și a materialelor este la nivelul la care te ai așteptat de la un Mercedes Benz. Avem piele în acest caz pe partea de sus a bordului, dar și trei uh, guri de ventilație deasupra sistemului multimedia. Avem uh, finisaje foarte bune, avem lemn cu porți deschiși aici pe planșa de bord, uh, precum și piele pe partea superioară a panoului ușii frontale și în spate avem aceeași calitate a materialului. și aici o zonă moale, aici la fel zone moi și mașina se simte foarte închigată și foarte bine asamblată. Volanul este acum dotat cu butoane sensibile la atingere, așa cum am văzut și pe alte modele Mercedes-Benz, care pot fi uneori greu de folosit. Sistemul multimedia poate fi controlat și din aceste butoane, unde găsim și o amprentă care îți permite să configurezi mai multe conturi pe aceeași mașină, iar în momentul în care cineva se urcă în mașină și apasă pe butonul dedicat scannerului de amprentă, mașina poate regla toate setările în funcție de preferințele șoferului pe care l-a recunoscut. Cel mai impresionant însă este modul în care se mișcă noul sistem MBUX, nu are niciun fel de lag, toate lucrurile se mișcă incredibil de repede și ai un meniu dedicat pentru moduri off-road, pentru noul GLC care este mult mai capabil în teren accidentat astăzi pentru că are o nouă cutie de transfer. Sub capota noului GLC vei găsi motorizări de 2 litri. Punct. Indiferent dacă vorbim de benzină sau diesel, cel mai mare motor, de fapt singura dimensiune pe care o poți comanda în acest moment pe GLC este de 2 litri benzină diesel cu diferite niveluri de putere. Există bineînțeles și versiuni plug-in hybrid, dar chiar dacă nu vorbim de o versiune plug-in hybrid cum este cea de față, orice model este hibridizat pentru că toate propusoarele sunt acum mild hybrid. Dacă e să vorbim specific de versiunea pe care o avem noi astăzi la test, respectiv GLC 400E, sub capotă avem un motor termic de 2 litri pe benzină care dezvoltă 252 de cai și 400 de Nm, a ajutat de un motor electric încastrat în transmisie cu 136 de cai putere și 440 de Nm de cuplu. Asta înseamnă că în total mașina se poate baza pe până la 381 de cai și 650 de Nm de cuplu. Bateria stocată în portbagaj are o capacitate brută de 31,2 kWh și ar trebui să ofere acestui model o autonomie electrică de până la 140 de km după ciclu WLTP și în funcție de mediul în care o exploatezi. Mai mult decât atât, asta îngreunează mașina destul de mult, care are o greutate totală de 2,3 tone. Și în ciuda celor 381 de cai putere, GLC 400e are nevoie de 5,6 secunde pentru a atinge 100 de km/h și atinge o viteză maximă de 237 de km/h. Pe Prețurile pentru noul GLC încep în România de la aproximativ 58.000 de euro. Pentru un GLC 400e va trebui să plătești minim 75.000 de euro, iar prețul modelului expus aici, cu toate opțiunile despre care am vorbit, este de aproximativ 91.000 de euro, înainte de aplicarea oricăror subvenții oferite de statul român, în valoare de până la 6.500 de euro.